participarea la emisiune. Eu aș avea două întrebări către domnul Stoianoglu și pentru că înțeleg că în discursul dumnealui de astăzi, fără a-mi da numele, m-a vizat de două ori, odată legat de studiu pe vin justiția selectivă. Îmi pare rău dacă domnul Stoianoglu n-a citit atent acel raport să-și dea seama pe ce se bazează studiul la care a făcut trimitere. Și pe un interviu pe care l-am făcut eu cu domnul Mihalco, pe care nu știu de ce l-a pus acolo, pentru că în acel discurs noi am vorbit despre corupția din Moldova și pericolele de securitate. Ei, dar dacă a crezut că asta este un complot asupra statului, asupra procuraturii, îmi pare foarte rău. Două întrebări sunt. Domnul Stoianoglu, dumneavoastră, în discursul de azi ați acuzat o bună parte din societatea civilă, din presa independentă, pe care a spus-o între ghilimele, din ONG-urile pe care independente și experți, pe care tot i-a spus între ghilimele, și i-ați acuzat de faptul că ar avea o colaborare cu reprezentanții fostului regim oligarhic al lui Plahotniuc. Iată, numai această presă independentă, această societate civilă pe care dumneavoastră a spus-o în ghilimele, a luptat cu Vlad Plahotniuc în perioada în care el capturase acest stat. Deci anume această societate civilă, acești experți și presă independentă și jurnaliști de investigații, zi de zi au vorbit despre crimele făcute de Plahotniuc ca să ducă într-un final la faptul că Plahotniuc să piardă puterea în Republica Moldova. Domnule Stoianoglu, în acea perioadă de timp, dumneavoastră, unde erați? Cu ce vă ocupați dumneavoastră atunci când noi, cei pe care i-ați spus astăzi în ghilimele, luptam împotriva lui Plahotniuc? Și o a doua întrebare este, cine sunt cei din CSP care astăzi vă apără? Cine sunt procurorii care astăzi se pun perete în fața dumneavoastră ca să vă protejeze?